Mulțumesc, domnule președinte. Declarația politică se numește Consiliul Locale ale PSD nu aplică politica intereselor cetățenești, ci aceea pumnului în gură și a datului afară în brânci. În urma solicitărilor primite din partea locuitorilor Moreniului, plătitori de taxe și impozite, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Moreni din 29 noiembrie, am cunoscut din nou adevărata față a administrației publice locale. Proiectul de majorare cu 15% a taxelor locale nu a fost dezbătut nici cu reprezentanții mediului de afaceri, nici cu cetățenii, nu a fost susținut de nicio motivație reală bazată pe studii de impact și pe componentele acestei taxe. Am fost interesat să aflăm un preț al corectării pe 1000 de lei, dar nu am primit niciun răspuns, cu toate că dacă acest cost este prea mare, putem crea un mecanism de colectare mai eficient, evitând astfel o mărire a taxelor în Moreni. Rezultatul a fost o ședință în care reprezentanții cetățenilor și consilierii opoziției au fost scoși cu forța din sala de ședință de poliția locală, iar taxa mărită prin votul exclusiv al consilierilor locale ale coaliției PSD-ALDE. Pentru detalii, documentele atașate și link-ul. O altă problemă o constituie costurile asistenței sociale. Reprezentantul meu, specializat în asistență socială, a cerut directorul Direcției Asistență Socială a Municipiului Moreni să spună care este ponderea cheltuielilor indirecte din bugetul alocat instituției pe care o conduce. La 1000 de lei avem costuri indirecte de 600 de lei, reprezentate de salarii, utilități, prime, costuri de exploatare, cursuri și nu ne mire că populația nu poate primi un sprijin real pentru a depăși situațiile de criză. Ce se întâmplă în mod real? Numărul mare al asistațiilor sociale justifică o organigramă stufoasă din care culmea lipsesc angajații profesioniști. De altfel, în întreg municipiul Moreni există un singur asistent social licențiat, în condițiile în care fiecare unitate de asistență socială trebuie să fie acreditată și licențiată pentru serviciile prestate. Infrastructura aflată în stare dezastroasă, lipsa proiectelor de angajare a fondurilor europene pentru investiții, lipsa de noi locuri de muncă, face ca acest, așa zis, municipiu să semene mai degrabă cu un oraș depopulat. Statutul de municipiu al Moreniului ar trebui reconsiderat atât, deoarece atât atragerea fondurilor este mai greoaie, accesul la unele linii de finanțare este blocat, iar taxele și impozitele locale sunt mai mari. Dorim să avem o atitudine constructivă, un discurs care să nu ne radicalizeze vis-a-vis de conducătorii acestui UAT, să venim cu soluții realizabile la probleme semnalate, dar avem nevoie de un interlocutor care să realizeze faptul că respectul este un drum cu dublu sens. Vă mulțumesc, Dumitru Rupescu, deputatul SR, circumscripție 16, Dâmbovița.